trecem prin molozul ăsta. Ceea ce este destul de dificil. Pentru că înainte... Înainte e vlaștină. Nu văd unde ai putea să... Bă, dar poate pe malul ăsta așa... Ușor, ușor. Până în capăt. E un fel de labirint aici, al pământului cu mlaștina. Despre asta este vorba. Tu care ești copilul, trebuie să te orientezi. Eu unde sunt, da? Ar putea să nu mai aduce. Plus că e și încolo, nu mai mlaștina. Adică nu e doar aici. Bagaj. Ziceam să-l îmbraci, dar e geaca în portbagaj. De ce să-l îmbraci? E când iese afară să fie protejat. Nu iese afară. Băiatul. Să stea aici. Măcar. Era să amăluț, drăguț. Și acum trebuie gaz și cu dreapta, voi. Nu e bine. Dreapta prin mlaștină? Da. Nu știu, treceam încolo, era mult mai ok. Acolo unde se duce, el e... Claxonează. Acolo, iau pe aici, dar nu vreau să mă opresc în mlaștina asta aici, dar Vali nu știe ce face acolo. Face ceva, dar... Doamne, dar cum miroase? Amâl!
un val prin pădure. Trage niște tatuaje. Refresh paint. Îmi place portofelul ăsta. Tu sfârâi așa broșurile? Da. Tu sfârâi așa? Da, mi-a dat acid după nas. Unde e sache? După mașină. Da? E greu, rău. Dar tu ghiozdanul ăla, unde l-ai luat? În portbagaj. Toată lumea organizată, echipată, frumos. Totul elegant. Bălă. Salut. Toată lumea, fac, fac. Nu știu, nu știu, poate să mă ajung. Mai bine. Hai să lasă-mă.